Această rubrică vă este oferită de Spitalul Veterinar Andivet. Bună dimineața, dragii mei! Ne aflăm din nou la Salon la Manu, aici unde toate animăluțele sunt iubite. Bună dimineața! Bună și bine ne-am regăsit! De data asta avem un cățel pentru spălat. Stăpânii lui au specificat că, virgulă, din toamnă nu a mai fost spălat și să insiști să-l curăț foarte, foarte bine, inclusiv urechile, absolut tot ce trebuie, periatul și așa mai departe. Deci l-am periat deja, deci prima dată înainte de spălat întotdeauna se perie și apoi, ca să putem să începem spălatul, trebuie să-i punem niște soluție specială pentru urechi, să-i punem în urechi, pentru că în contact cu apa noi dăm cu dușul pe cap, gota cu apa, deci apa nu mai este dăunătoare pentru urechi și nu mai provoacă otite. Deci becul este un cățel foarte, foarte cuminte, a mai fost la mine, cred, cum mă uit eu acum, colegii mei, eu o să recomand un control la urechiușe, la colegii mei medici. Mi se par puțin roșioare sau poate cum s-o agitat el, da, scutură-te, așa. El a fost, va începe un tratament pentru că are niște problemuțe de piele. A fost la colegul meu, doctorul Dani Bejan, care mi-a recomandat să-l spăl cu un șampon medicinal. Acest șampon, un Malasep, care este foarte, foarte bun și potrivit pentru afecțiunea pe care o are. Și chiar mi-a recomandat să insist în zona codiței. Deci i-am pus această soluție, așa, și acum începem spălatul, propriu zis. Da, îți place apa, Beco? Îți place apa? În acest caz o să-i aplicați un șampon mai special? Da. În acest caz o să-i aplic un șampon mai special, un șampon medicinal pe care mi l-a recomandat colegul meu. Colegul meu, din câte am înțeles, i-a recoltat și mostră din, deci lamă, cum s-ar zice, de pe piele, să vadă exact ce problemuțe are ca să dea, să pună diagnostic corect și să dea un tratament corect. Iar eu acum urmez exact instrucțiunile colegului meu medic. Deci eu întâi îmoi foarte bine pielea, se vede că iese mizerie, el este un cățel de curte, de fapt se vede că este și foarte dinamic, e foarte neliniștit. De altfel, rasa, labradorii, sunt căței foarte neliniștiți în general, au nevoie de foarte mult spațiu. Uitați-vă la codița lui, vedeți, o căzut, vedeți, plănița de pe codiță, de asta au și venit în principal cu el, ca să rezolve problema dermatologică. Ce sfat le dați stăpânilor de animale în ceea ce privește spălatul lor? Acum am putea să vorbim despre căței care stau în curte, da? Pentru că ele sunt cățel de curte. Deci, eu recomand măcar de două ori pe an, sau poate de două ori pe an chiar ajunge, o spălare, fie că îi spală acasă, fie că îi spală la noi, sau în altă parte, deci într-un centru de ăsta specializat. Deci trebuie spălat să se curețe pielea periodic. Este foarte important pentru că, vedeți, au o mulțime de praf. O mulțime de praf au și de altfel de multe ori când vin la spălat, să știți că se descoperă și problemuțe la urechi sau la lăbuțe sau căpușe, puricei, pentru că o să vedeți și când îi usuc, atunci se dă perișorul, am o suplantă, un usucător special foarte puternic, se dă perișorul la o parte și eu pot să văd toate afecțiunile pielii. Foarte ușor și foarte eficient este. Deci, prima dată, eu recomand, pentru că n-am fost spălat de câteva luni bune, un șampon normal spălat și știți de ce? Ca să degresăm bine blănița și pielea, știți? Pentru că, pe urmă, altfel își face efectul șamponul medicinal. Având în vedere că are aceste probleme de piele, va trebui să vină mai des. Nu știu ce a recomandat colegul meu medic. S-ar putea să fi recomandat o schemă de tratament care include și spălări repetate, dar nu știu să vă spun pentru că nu am discutat cu el, deci nu știu. Dar în mod sigur, un tratament sigur o recomandat și probabil o deparazitare externă, pentru că să nu uităm că este perioada când deja au apărut puriceii, deci a venit căldura, au apărut puriceii.
Și căpușele. Deja întâlnesc la clienții mei foarte multe căpușe. Ieri am avut un cocheraș foarte bine îngrijit, stă în casă și domnul îmi zice: eu nu știu ce are doamna mamă, atâta se scarpină grunul la urechiușă. Când ne uităm, ajungem la tunda urechiușă, era o căpușă mare, mare, chiar acolo, după ureche, unde dânsul n-a putut să o vadă, pentru că era multă blană, știți? No, deci, au apărut căpușele și trebuie să avem foarte, foarte mare grijă și să le facem aceste deparazitări externe. Noi vă mulțumim mult! Vă mulțumesc, dragii mei, că ne-ați urmărit și în această săptămână. Până săptămâna viitoare, vă pup și vă doresc un weekend excelent! La revedere! Această rubrică v-a fost oferită de Spitalul Veterinar Andivet.